Bogdan și Robert în seara aceasta au pregătit pizza amândoi. Am văzut că Robert a frământat aluatul, apoi s-a ocupat Bogdan de aranjarea în tavă și au băgat două pizza la cuptor. Una pentru Bia și Robert, cealaltă pentru Bogdan și Andreea și au făcut-o fiecare pe gustul lor. Cu ceea ce le place la fiecare ca și topping. Pizza lui Bia, puțin mai groasă la blat, și din cauza aceasta s-a lipit un pic de tavă, dar spuneau că au ieșit extrem de bune ambele tăv cu pizza și s-au așezat cu toții la masă să mănânce. Am văzut că Bogdan a tăiat pizza, a întrebat-o pe Andreea dacă vrea să-i dea bucata din mijloc, că aceea este mai bună, fără margine din aceea mai groasă s-au așezat la masă, apoi Bogdan a mers să o cheme pe doamna Crina și am văzut că i-a adus și pe Daria cu Adrian să guste și ei câte o felie, a venit și Liviu, a gustat și el și uite așa s-au strâns cu toții în jurul mesei și în seara aceasta au mâncat pizza.